Vasile German nu a stat mult în afara mediului politic. După ce a fost exclus din partidul Mișcarea Populară, în urmă cu câteva săptămâni, acesta s-a reorientat spre o altă formațiune politică din Maramureș, Uniunea pentru Progresul României. Directorul Căminului de Bătrâni din Baia Spri a semnat adeziunea la UNPR ieri după amiază. Eu mi-am propus, atunci când am făcut pasul de a alege să intru într-un partid, scopul meu era acela să ajut pe cei nevoiași. Ca să ajut pe cei nevoiași, pe cei care lucrează în asistență socială, mi-am dat seama că trebuie să fii în mijlocul oamenilor care au putere de decizie. Eu am încercat să ajung acolo, dar din păcate, după cum ați văzut și dumneavoastră, n-am putut și astfel am fost nevoit să aleg un alt partid. Vasile German afirmă că președintele UNPR Maramureș, Ioan Cheudan, i-a întins o mână fostului vicepreședinte al PMP Maramureș. Nu trebuie să-mi promită nimic, nici nu le-am cerut nimic, doar am vrut să ajung din nou în politică. PSD, PNL nu m-au cooptat, n-au venit înspre mine, dacă veneau, răspundeam cu drag. German a mai spus că este un simplu membru UNPR și așa vrea să rămână.